kokku jõll. Domnilor, sunt în legătură directă cu Romanul pentru un derby din etapa 8-a, ultima partidă acestei runde. Meciul dintre CSM Roman și Corona Brașov, Romanul locul 9 în acest moment, cu 3 victorii și 4 înfrângeri, 9 puncte în clasament. Brașovul locul 7 cu 4 victorii și 3 înfrângeri. Primul atac pozițional pentru echipa gazdă. Să vedem și așezarea în teren. Lipsește în continuare Carmen Stoleru, căptenul echipei, din păcate accidentată de la meciul Cisnădie de pe teren propriu. Aruncă Toșković o bână salvatoare din partea lui Mârcă. Stănciulescu cu numărul 8 pentru Roman în rolul coordonatoare, angajează pivotul și gol pentru Iovănescu. Prima acțiune de poartă pentru Gazde, se încheie cu golul pivotului. Romanul a suferit 3 înfrângeri în ultimele 3 partide. A avut atât ceva probleme cu echipa lui Constantin Ștefan, adevărat, multe partide pierdute și la un gol diferență. Ultima chiar împotriva Rapidului, 29-30, sau cel cu Cisnădie pe teren propriu, 32-33. Arbitrele partidele a recunoscut pe Florescu și Stoica, avertizată cu galben Simion Dinu. Acest fault la jucătoarea Brașovului, Bianca Tiron, 1-1 între Roman și Brașov. De Sousa în stânga, Stănciulescu în centru, iar în dreapta Toșković, a fost împinsă și De Sousa de către Laura Popa. La Brașov nicio absență și a revenit și Eliza Buceschi după problemele pe care le-a avut și speră ca în următoarele 3 etape să ajungă la o formă care să o poată ajuta la locul național. În imagine pe Teodora Bloj, acum De Sousa aruncă, dar pe portar a deviat din nou Olariu Mârcă. Două parade pentru Mârcă și acum este poziționalul Brașovului. Ciciuleta a fost faultată pentru jucătoarea portugheză. Aveți imagine și pe Toșković. Spunea Constantin Ștefan înaintea partidei, este în continuare foarte greu fără Carmen Stoleru, capitanul echipei, un jucător care ne leagă acțiunile tactice, face și apărare și atac. Este jucătoarea simbol, de fapt, a echipei. Aruncă Laura Popa jos în stânga lui Timoșenko și scoate portarul ucrainean. Carmen Stoleru a fost faultată în meciul cu Cisnădie, vă spuneam, în repriza secundă și ea n-a mai putut să evolueze. A căzut destul de rău la un tampon și are în continuare dureri. Toșković, Stănciulescu și De Sousa, pivot Iovănescu, acum în circulație, scapă mingea pentru moment. Toșković, De Sousa pasă în extremă bară la această fază. Iuganu recuperează, De Sousa joacă din nou pentru Iuganu. Este 2-1 pentru echipa lui Constantin Ștefan. În pozițional, în sfârșit, și pentru Corona Brașov, Chiricuță, în extrema stângă, Tiron lângă ea, Buceschi, centru, Popa, interdreapta, Kipăr, în extremă, și Ciciulete pe pivot, echipa tip,
pentru Ardelence. Chiror vine lansată, joacă pe Dorin Zabuceschi, aruncă pe evitare, scoate din nou Toșković din cădere. Faza a doua adusă de Sousa. Pasă total aiurea pentru Toșković. Kiper de pe extrema dreaptă, din nou foarte bine strânge picioarele. Timoshenkova și reușește Kiper să pupice. Laura Kiper, din păcate, nu a fost impusă nici în lotul național pentru următoarea perioadă. Era una dintre jucătorilor care ne obișnuisem la națională pe extrema dreaptă. Covratea nu traversează o perioadă extraordinară, dar poate ar trebui să fie și ea în locul de 28. Gol de pe extrema dreaptă pentru Roman. A fructificat Ana Maria Simion. O dămăreloare. Stăciulescu pentru Simion și o boltă peste bârcă. 3-1 pentru Gazde, care s-au descurcat până acum foarte bine la atacul pozițional. Ceschi le arată semnul pentru următoarea schemă. Popa. Corona Brașov a fost penalizată după ce s-a întâmplat spunea în federația la meciul cu Universitatea Cluj, acolo unde Corona a câștigat în meciul de pasare. S-au folosit jucătoare care nu avea drept valoare românesc în Liga Secundă. Dar se spune că federația s-a autosesizat pentru ce s-a întâmplat la Cluj. S-a sesizat federația după aproape o lună și n-a mai contat faptul că Brașovul n-a făcut contestație în Cluj, n-a făcut contestație în următoarele 10 minute de jucătoare care n-a avea drept de a evolua. În fine, normal, a făcut contestație Brașovul la acea hotărâre și se va discuta și la Comisia de Apel, dar și la Consiliul de Administrație această problemă pe care o are Brașovul. Momentan s-au scăzut cele 3 puncte de la întâlnirea cu Cluj, dar și un punct de penalizare, deci 4 puncte a pierdut Brașovul și din acest motiv a ajuns iată pe locul 7 în clasament cu 11 puncte. Stănciulescu. Toșković pleacă Iuganu al doilea pivot, aruncă și pe deviere reușește Dousa să fructifice. Această portugheză care are peste 600 de goluri în naționala țării sale. A jucat mult timp Cabral de la Rostov-Don, care acum știți bine joacă pentru Spania. Și vorbind de Rostov-Don, veți vedea pe campioana Rusiei imediat după această întâlnire în direct de la Gheor, meciul dintre Gheor și Rostov din Liga Campionilor la ora 20. Dousa a mers foarte bine acest atac și fructifică Romanul. N-au strâns brașovencele și a fructificat slovena Ferfolia, care poate vă lua și pe pivot și la linia de 9 metri. 5-2 pentru Gazde. Momentan nu se ia time-out pentru Brașov. Ducescu. Laura Popa depășește inteligent, dar a fost faultată pe aruncare pe aceeași Ferfolia. Roon a vrut să angajeze pivotul, era între trei adversari, Ciuciulete, Eliza Bucescu. Voltată Eliza la această fază, de aceea și Ferfolia. Strâng rândurile moldovencele, normal, pentru că vin după trei înfrângeri legate. Kiper aruncă pătrundere, Eliza Bucescu, mingea recuperată de Bianca Tiror,
calm, calm, strigă antrenorul Buceschi. S-au dat minge la adversari, a recuperat Simion, contraatac 3 cu 2, Simion pasă bună pentru Iuganu. Și putifică extrema Romanului, 6 la 2, minutul 10. E început perfect pentru formația lui Constantin Ștefan, care le spune același lucru a băieților sale, să fie calme, să nu se plicească. Așa cum au făcut special acel meci cu Ciznădie, care a zis la Dutu Sport. Romanul a condus mult timp în acea întâlnire și apoi a pierdut în final cu 33-32. La fel și meciul de la București cu Rapid, gol înscris de Chiricuță. 6 la 3, Roman Brașov. Ioanu de Sousa, Stelciulescu, Toșcovici. De Sousa este tamponată în piept de către Popa. A vrut să accentueze acest tampon de Sousa, arbitru nu s-a lăsat păcălită. A zis tot Teodora Bloș, care face apărare centrală cu Ciuciulete. Pătrundă, Stelciulescu a fost împinsă ușor de către Bianca Tiron. Sousa, Iuganu nu prinde, îi volebalează mingea portugheză. Stănciulescu ia acțiunea pe cot propriu, aruncă peste poartă, mingea a fost deviată și este corner. 29 de ani pentru Stănciulescu, fost jucătoare la Măgura Ciznădie. Peste poartă, aruncarea lui Toșcovici, Roman, fotbalistă care iată este la treilea sezon în Liga Națională, gol înscris de Teodora Bloj. Prima reușită este fosta, pentru fosta jucătoare a Zalăului, care încet încet se acomodează și la noua formație. Încearcă să-și încurajeze colegele Teodora Bloj. A fost făultată Iovănescu. Brașovul, o echipă care arată, spune, foarte bine pe hârtie. La început de sezon era favorită 2-3 alături de Craiova pe podium, dar Brașovul a avut multe fluctuații până acum. Toșcovici a încercat pasă printre pe poziție viitoare pentru că Sousa s-a apărat bine ardelegele. Popa pentru Bloj, Bianca Tiron pasă peste până la Popa, minge la keeper. Mai apără o dată extraordinară Timoșencova în fața Laurei Kiper. Probabil va intra Burghel în locul Laurei Kiper. L-ați văzut și pe Dragoș Dobrescu, colaboratorul lui Costică Buceschi de la Banca Tehnica Brașovului. Sousa. Și fructifică din nou pe pătrundere Toșcovici. Necăjită mărcă, pentru că a rămas singură cu adversara față în față. 7-4 pentru gazde. Prima jumătate a reprizei întâi. Fentă de pas pentru Iza Buceschi, a pătruns, dar n-a putut să putifice. Încăjită Iza Buceschi, dar încurajată normal de tatăl său. A crezut Iza că îi se va da măcar un 9 metri în caza precedentă. Iulescu, Iovănescu, Toșcovici, de Sousa, pivotează superb și Iuganu până la urmă se întoarce, dar aruncă pe scurt unde a fost blocată de Mârcă. O paradă importantă pentru Mârcă, pasă de pe parte pe alta și îmbară Burghel, dar recuperează
Ciuciulete, Burghel a fost blocată, n-a mai putut să pivoteze. Burghel, Popa, Ceschi pentru Tiron. Ciuciulete în zona 1, n-a mai blocat în cele două apărătoare. Burghel s-a infiltrat pe semicerc, blochează din nou Timoshenkova și este eliminare Laura Popa, care a ținut-o și a busculat apoi pe adversara sa, n-a lăsat-o să dea drumul la fază. A fost faultată Ferfolia. Dar logic, la faza precedentă, Burghel ar fi trebuit să fructifice. 3 goluri pentru Roma la jumătatea primei reprize, dominată cu gazde. Vine Toșcoviș, fentă și a aruncat repede ca să nu calce semicercul. 8-4 pentru Roman. Faultată Bianca Tiron. Chiricuță era în spate, ajunsese în acea zonă. Ca de obicei, sala arhiplină aici la Roman, adevărat. O sală foarte mică, cu aproape 500 de suporteri. Dar mereu aceștia sunt alături de handbalistă. Burghel, Ceschi pentru Chiricuță, Tiron, Burghel, pivotează, ținută Eliza Buceschi către Simion. Își recunoaște greșeala. Fost o jucătoare de la Vâlcea și Craiova. Depășire peste umăr a încercat Burger, dar a fost blocată de Dosousa. Din nou keeper în extrema dreaptă. Este eliminată Popa. A fost schimbare cu portarul. A plecat pe contraatac incredibil de repede, da. Simion n-a mai apucat să intre în poartă, mârcă. 9-4. Jocul, iată, a curs până acum într-un singur sens pe poarta Brașovului. Și un prim timp de odihnă cerut până la urmă de către Costică Buceschi, minutul 16. Goluri în plus, atât pentru Roman, minutul 17, derbiul cu Brașov, din etapa 8-a. Să vedem ce mai poate redresa Corona în această primă repriză. Burghel pentru Eliza Buceschi. Chiricuță scoate în 7 metri această fază. Chiricuță, un transfer bun pentru Corona Brașov, jucătoare venită de la Galați. Timoshenkova cu 5.000 scoase până acum. Execută Eliza Buceschi. Aruncă în dreapta portarului și fructifică cu emoții pentru Costică Buceschi.
9-5 Roman Brașov. Brașovul părea favorit în aceste partide. Costolerul, spuneam, contează foarte mult în angrenajul Romanului, de dată că Stănciulescu a reușit să joace până acum extraordinar și să-și ajute foarte mult colegele, în special tata. Voltată Iuganu pentru Ciuciulete, 9 metri. Simion lasă pentru De Sousa, aruncă pe lângă poartă portugheza. Era pe minge oricum și mărcă. Frumoasă depășirea lui Chiron, care aruncă ușor pe întors. 9-6. Au repus repede Romanului și nouă eliminare la Brașov. Fedora Bloj. Metri pentru Roma. Ați văzut faza pentru care este terminată Bloj. Era prin semicel cu adversara, a împins-o pe aceasta. Aruncă extraordinar Iuganu, exact la Vincu. Aplaudată Iuganu cu Gâlici, de Varti. Poarta goală la Corona Brașov, cu inferioritate, va avea și Ardelencele, 6 jucători la atacul pozițional. Eliza Buceschi, Pincuță, Iron, Eliza intră în adversar, este musculată de Dinu. Aruncă pe întors Eliza Buceschi, dar din faul, 9 metri. Combinație pentru Eliza Buceschi, reprimește Ciuciulete, moment de atenție a rămașcanilor în centru defensiv și fructifică la omul minus Brașovul, moment important pentru ele. 10-7, încă 10 minute din prima repriză. De la minus 5, Brașovul s-a apropiat la minus 3. De Sousa, Stănciulescu, De Sousa n-a mai putut să prindă mingea, încă un atac ratat de gazde. Urghel, Chiron, Lovicescu și Chipor au intrat în atacul Coronei. Pe acțiunea tactică a plecat Chiricuță al doilea pivot. Ciuciulete și a fost tamponat pe Eliza Buceschi la gură. Aruncare inteligentă pentru Eliza Buceschi. A evitat brațul adversarului și a păcălit-o pe Timoșenko, care a văzut târziu mingea. Dacă pe sub brațul Ferfoli s-a dus această gură. Atenție un pic! Atenție!
mal jocul și de pe timeout-ul pe Franti Ștefan. Simion se duce al doilea pivot, cum a spus antrenorul, acum Stănciulescu, de Sousa, pentru ea a fost faza, dar a apărat mârcă. Cere repede mingea Teodora Bloj, văzută de Sousa, care se resimte după contactul cu adversarea. În braț Laura Popa, faptul portugheză, a zis o eroare. A întins mâna spre adversară Laura Popa și a lovit-o cu brațul în cap. A discutat Ștefan cu Iovănescu și Stănciulescu. Gurghel, Piron, Pilicuță, extraordinar culoar pentru Piron. O paradă din nou fenomenală pentru Timoșenkova. Ucraineanca de la Roman, care este și ala al patra sezon pentru Gazdă. Ce bine a închis colțul lui. S-a rupt această ratare. Vita Brașov se apropie la un gol, minutul 24. Căutată Stănciulescu, încercați să îndrăgeze pe Iovănescu. Stănciulescu pasă pe plecare, pe lucrul jucat pivotul gazdelor din nou. Faul, 9 metri. Toșkovic n-a putut face pentru Simion. Pasă de contraatac, Iricuță. Apără extraordinar din nou Timoșenkova. De departe, numărul 1, vă spuneam, la Roman. A ajuns la 8 mici parate Timoșenkova. Camelia Hota încurajează pe Chiricuță, colega sa de post. Se mai întâmplă să rate și din această situație. Din nou Brașovul nu s-a apropiat la un gol. Stănciulescu, 9 metri, au până început în afara din de 6 metri. Toșkovic, angajare ideală pentru Iovănescu. Nou gol pentru Roman. 11 la 8, negreșită mârcă. Extraordinară, sub transversală. 11 la 9. A fost pe traiectorie Timoșenkova, dar n-a mai putut să devieze. Uite, mi se mai scoate și ucraineanca. 3 minute și jumătate. Două goluri Roman. A condus cu 5 la un moment dat. Toșkovic s-a împărcat ușor cu Polocoșer. Blocată Polocoșer către Chiron. Joacă foarte mult cu pivotul. Minge ajunge la Iuganu, care pune mingea peste mârcă. O aruncare distanță
Fontanul Marie Iugoanu. O liftată. Încheietură. Și rămâne constantă această forță. 3 goluri pentru gazdă. Mai sunt 2:30 și prima repriză. Cooper. Urghiel. Piron. A văzut un mic culoar, dar a fost blocată imediat de către Dinu. Urghel, Buceschi și Tiron. Pătrunde pe un culoar foarte mic de Burghel. Foarte bine a jucat și Sintea Tomescu, care a tras apărătoarele foarte opusă. Eliminată Polo Coșer. 12-10 Roman. Încă 2 minute din această repriză. Sousa, Stănciulescu, Iuganu. Vine Stănciulescu, nu poate să-și facă pașii de aruncare Tășcovici. Aruncă extraordinar Simion. Al doilea pas, a prins cât a putut în picioare și a zburat asupra semicercului. Blojin scrie foarte repede pentru oaspete. 13-11. Încă un minut din prima repriză. Din nou moment important pentru gazdă, care a fost criticată la precedenta fază 1-1. A scos portarul Ștefan. Sousa. Iovănescu, Stănciulescu, Toșcovici din paradoxală scoate cu genitul mârcă. Contraatac. Oh, ce ratare aici, Sintea Tomescu, uluitor. Nu s-a văzut foarte bine dacă a deviat și Timoșenko va acea minge, dar trebuia să înscrie Sintea Tomescu. Mai sunt 5 secunde. Iugoanu. Stănciulescu intră la faul și scoate 9 metri. Epuizată Stănciulescu de tot efortul pe care l-a făcut în această primă repriză. A jucat pe toată durata reprizei. N-a reușit să cadreze mingea pe poartă Toșcovici. Prima repriză, 2 goluri pentru Roman față de Brașov. 13-11, revenim după pauză.